10 noiembrie. La mine deja se termină două partide de Porsche, de ăștia mari. De aia m-am gândit să fac azi un video, pentru că mâine trebuie să mai vii să iei unul sau doi și atunci o să rămâi mai puțin. Și n-a să iasă video atât de calitativ. Ce pot să vă spun? Cam așa până la urmă am făcut. Mi-am pus acolo un butoi de toană, mi-am tras apa automată, butoiul implodat la o dată în săptămână, depinde cam medie eu toamnă pe săptămână. Aici am avut 17 mari, acolo 15, am rămas 14 mari, mici. Mâine dacă cineva trebuie să vii să iei 2, pe și ei mut aici și 3 dacă rămân îi duc acolo în spate. Acolo mai am unul mic, care nu i-a fost tăiat de mititel coada și era cu și lanț de acolo și eu am început să-i mănânci coada, să începe canibalism și a trebuit să-l dau într-o parte și de rocu alerga și un picior ceva, i-a venit rău, nu știu, nu putea să ridice de jos și l-am dat într-o parte pentru că altfel avea să-l călărească și avea să-l omoare și i-am pus injecție așa că și-a revenit, dar încă n-al dau înapoi. Cam așa arată. La un moment dat am avut 17-18 de ăștia mari și 15 de ăștia mici, 30 ceva de Porsche care îi înțineam în căpereasa, drept că și ei erau mititei de aproape 20 kg. Eu nu am rănit niciodată la dânșă de când i-am aiștia, partida asta. Tăt și murdăria se duce aici în canalizații. Odată în lună, odată poate o lună jumătate, e când simplu, chem mașina. Furtunul, scot plasa, bag furtunul și scoate toată murdăria. E un metru pe un metru adâncime și lungime de 8 metri jumate, dacă nu mă greșesc. Cam așa arată. Ca concluzie, pentru mine e convenabil și se merită să țin porci. Și poate cineva dorește să-i dau câteva sfaturi. În primul rând, după ce m-am ghidat eu, sau care e primul factor care pentru mine o contat tare mult. În primul rând, trebuie să aveți un medic veterinar bun. Eu am un prieten care el e medic veterinar la o fermă de porci, și 5.000 de porci au. Și chestia asta m-a motivat și pe mine ca să pot să cresc porci. E foarte important ca tu să ai un medic veterinar care, dacă de un caz ceva vezi cu unul, are niște simptome, au apărut niște piete sau șede gale și nu prea mănâncă. Ei făcut un video, ei trimis și el ți-a spus concret ce are și ce să-i administrezi. Pentru că, cu părere de rău, la noi este în satul vecin un medic care el e pe mai multe sate, dar el de multe ori face mai multe experimente pe animale decât le tratează. Da, sunt cazuri când poate să primește după tratamentele lui, dar nu înșer. Dar aici e primul factor care trebuie să țineți cont. Numai decât trebuie să aveți medic veterinar, ca tare mult să vă salveze, tare, tare mult. Eu avem, de exemplu, acolo din aceia mici, unul care, cred că a căzut o ață de la sac și el a luat-o și a mâncat-o și s-a oprit undeva în gât. Și eu l-am văzut o zi, două, că nu prea mănâncă, mai mult șede, respira tare greu. L-am sunat, a venit și porcul e viu și trăiește, dar dacă nu avem un medic care să aibă toate uneltele necesare care ar trebui să le aibă un medic veterinar, atunci e mult mai greu. Asta e primul factor, medic veterinar. A doilea factor e încăperea. E trebuie să fie de tip închis. La mine, cum de motiv că a fost vară și acum e toamnă și încă țin ușile deschise, dar o să încep să le închid, pentru că porcii trebuie să aibă cumva o temperatură constantă, mai ales pe timp de iarnă. Eu înțeleg că noi trăind la sat, bunii noștri sau părinții noștri au crescut porci cum au chicat și cum au căzut, dar chestia asta nu mai funcționează dacă tu vrei să crească porcii într-un timp ok și cu un consum de mâncare ok. Atunci trebuie să fie temperatura fine. Aici e doilea factor. Trebuie să aveți o încăpere măcar cât de cât. Mâncarea, iar e un factor tare important. Eu la moment le dau șro de soia, dar nu la ăștia mici, la ăștia mari. La ăștia mici. Șro de soia, grâu, orz, porumb,
mă cuc. Și cam atât, da. După asta, după 30 kg în sus, le adaug și mazăre. La ăștia mari, șrotul de soia le-am scos și le-am înlocuit cu mazăre. Mâncarea trebuie să fie echilibrată, cântărită. Că altfel, dacă puneți mai mult, nu știu, șrot de soi sau măcuc sau mazăre, atunci apare o problemă. Eu odată am pus mazăre mai mult și o trebuie să le schimb repede raționul, că altfel putem să-i pierd. Pur și simplu m-am lăconit, am zis că de să pun mai multe kilograme, că n-a să le mai șibănică. Eu când îi trec de la, până la 30 kg nu le pun mazăre absolut deloc, de la 30 kg încep să le pun mazăre în mâncare, dar încep de la vreo 3 kg de mazăre la 100 de kilograme de mâncare. Și apoi tot, la următoarea dată când le fac mâncare, dar mă mai adaug mazăre. Sare le pun, dar numai la ăștia mari. Undeva în jur la 200-300 de grame și al mult la 100 de kg de mâncare, dar și nu tot timpul, pentru că am mai vorbit cu, m-am mai consultat cu câțiva prieteni care cresc porci și dacă îți scăpi cumva mai mult sarea, atunci e o problemă, poți să te vie 20 porci și să-i găsești vineți. Cam asta e. Nu sunt expert, eu m-am uitat pe YouTube să văd cineva care se ocupă cu porci și să dă câteva sfaturi și nu prea am văzut. Adică sunt complexurile mari care îi trăiesc ghini și liniștit și mai sunt poate care cresc porci acasă, dar câte un porc, doi. Și sunt care mediu, care de exemplu, cum ca mine, 10, 20, 30 porci, care cumva cresc și ei niciodată n-a să spui și nu vor să spui și fac și cum fac. Eu nu sunt genul de om care să nu mă împărtășesc cu gândurile mele, cu ideile mele. Pe unii oameni mă înjură, pe unii zic că mă cred deștept și dau sfaturi poate care nu sunt atât de relevante. Dar totuși, cine are de cules, culege. Eu pur și simplu am vrut să vă arăt cum am făcut încăpere până la urmă. Canalizația, apa, mâncarea, împlu bunkerul la 15-16 porci când avem. Țin minte că am calculat, dar și, dacă nu mă greșesc, 18 erau cu tot cu diropă. Bunkerul are 100 de kilograme, eu îl împlem odată la două zile, a treia zi trebuie să vin să-l lămp. Țin minte că odată am calculat, am pus de la oară până la oară și am calculat și în medie porci, când majoritatea aveau 90, 80-100 de kilograme, ei mâncau în medie 2,5-4 kilograme de mâncare pe zi. Eu am calculat, adică să văd cât e de rentabil. Și cam câtă mâncare mănânc, pentru că cumva, trăind la sat, așa vorbesc sătenii, că un porc de la 10 kg, de exemplu, până la 100 de kg, mănâncă o tonă de porumb sau o tonă de mâncare. Nu e adevărat. La mine, cumva, media e de la 320 până la poate 450 de kg de mâncare porcul, de la 10 kg până la 100 de kilograme. Din partida asta i-am adus test de 11 kilograme și în 6 luni de zile o parte a plecat cu 120 de kilograme. Adică au crescut tare, tare bine și i-a deja vândut de o lună și ceva. Și ea practic a mâncat 300 ceva de kilograme de mâncare în total. E clar că aiștia care au mers mai slab, ea, dar practic cred că au trecut de 400 de kilograme de mâncare. Dar dacă părerea mea, dacă un porc de la 10 kg până la 100 de kg mănâncă în jur de 400 de kg de cereale, faceți un calcul după cât sunt cereale la dumneavoastră și cât e kilogramul de carne și atunci a să vedeți. Cam asta e. Mâncarea, apa, veterinarul, încăpierea, factorii ăștia sunt tare importanți. Care dorește să apuce, în primul rând, eu am un prieten, de exemplu, la Florești, eu i-am spus lui să apuce și el a zis că nu vrea, pentru că la dânsul în sat fiecare a doua sau a treia familie are porc acasă. Și, practic, ajungi și crești 2-3 porci și nimeni nu ți-i cumpără, știi? Dar la noi în sat, așa cantitate mare nu are nimeni, chiar dacă e mică, 20 porci sau 10 porci. Când mă întreabă oamenii câți porci ai, 20, lor le se pare că omul ăsta lucrează o grămadă pentru 20 porci. Dar eu sunt zile care vin o dată, în zi, 5 minute. Vin, mai ales dimineața, vizual mă uit. Au mâncare, apă este,
Tăță zi, tăt normal, m-am urcat în tractor și mă duc la câmp. Sara, practic, dacă vin obosit, nici nu intru. Vin a doua zi dimineața. Sunt cazuri când vin sara, vin dimineața. Dar cam asta e. Dacă automatizați lucrurile, nu-i greu de crescut poș. Adică nici personalul nu început să-mi placă. Eu pur și simplu nu am teritorii ca să cresc mai mulți. Eu aș crește și 50 și 100 de poși. Și cred cu realizarea tot n-ar fi o problemă, pentru că mă uit că eu cumva am adus rasa de carne, l-am tras cu Petrian, acolo s-a aruncat în Duroc. Din când am vândut din partida ceilalaltă, grosimea la slănină era de 1 cm. Acum, la moment, din motivul că afară se răcorește, vine iarna, ei încep să pui un pic de slănină pe dânsă. Adică, la moment la care am vândut, majoritatea ne-a zis că e de 2 cm. Și atunci omul, când tu îi spui că porcul e de carne și nu e de slănină, și el vine și vede că, într-adevăr, o tăiet un porc și are 2 cm slănină, el data viitoare oricum a să vii și a să cumpere la mine și n-a să duc săriști, să cumpere din altă parte. Unii tot îi spune că e de carne, dar când îl taie are două căldări de slănină. Cam asta e. Eu sper că nu v-am plictisit. Sper că v-a plăcut cât de cât video. Sper că tare mult că am fost lucid, explicit. Dacă ați mai aveți întrebări, lăsați-le în comentariu. Eu, dacă ați pot, să vă răspund. De obicei, nu prea reușesc să răspund la toți în comentariu, pentru că e mult de scris și mult de explicat. Dar mă stăr în următorul video. Dacă sunt întrebări care trebuie să le răspund, eu mă stăr să le răspund. Cam așa arată. Încetișor. Prețul la noi e de 55 de lei moldovnești. Asta e echivalentul la 2 euro și dacă așteptați un pic, chiar vă spun precis cât e. Tax, curs valutar. Pentru că sunt prieteni din România care se uită și ca să le fie mai ușor să înțeleagă despre ce cifre vorbim. 2,88 € kilogramul. Viu. Vine omul, îl alege, îl însemn, îl înjunghi și a plecat. L-am pus pe cântar și ne-a pus banul în mână. Până acum majoritatea i-am dat de 110-120 kilograme. Venea omul, dădea în jur la 300 de euro și pleca cu porcul acasă. Asta-i. Vă spun, dacă trăiți într-un sat, într-o comună, într-o margină, unii știți precis că vecinii voștri nu se ocupă, nu este unul care se ocupe, sau poate chiar dacă este, dar el crește cu o tonă de cereale, un porc, la dumneavoastră puteți veni să creșteți cu 400 de kilograme și atunci vă e combinabil. Eu, de exemplu, am observat o chestie mâine. Dacă pun mâncarea în buncăr și o mănânc porcii, mult mai puțin mănâncă decât dacă, cum ai ăștia doi, de exemplu, eu le pun acolo jos. Le pun câte o jumătate de căldare. Apoi mult mai mult mănâncă, pentru că eu le pun, ea mănâncă tot și pentru că intră în stresul ăsta, că cine știe când să ne mai dea mâncare. Dar așa că n-au tot timpul, el mănâncă 2-3 guri, se duce, se culcă, se trezește, bea apă, mănâncă și e același ciclu. Cam asta-i. 13-14 minute avem. Dacă să aveți întrebări, lăsați-le în comentariu. Tare mult sper că v-a plăcut. Care nu e cointeresat și nu e interesant de porci, eu sper să nu se plictisit. Succes! Și ne vedem și ne auzim la următorul video.